În data de 18 ianuarie la Washington a avut loc a 46-a ediție a Marșului pentru Viață. La marș au participat 10.000 de oameni pentru a susține drepturile copiilor încă nenăscuți. Anual, marșul are loc în jurul aniversării cazului Roe v. Wade. Este vorba despre decizia Curții Supreme din 1973, în cazul pe baza căruia s-a legalizat avortul în Statele Unite. În timp ce Mișcarea pentru Viață a obținut progrese în ultimii ani, conform liderilor, lupta încă nu a luat sfârșit. Să nu uităm că am pierdut 60 de milioane de americani prin avort. Aceasta este a 46-a ediție a Marșului pentru Viață. Aceste legi păguboase mai sunt în vigoare. Anual pierdem în jur de 800.000 de oameni prin avort. Numărul este uluitor. În cadrul evenimentului au avut loc diverse activități, printre care un dineu, unde vicepreședintele Pence s-a adresat audienței.